Eu sunt Andrei Bargan, redactorul la Media TV Știa și în cazul de față sunt de la ONG-ul Prospect, care împreună cu Comisia Electorală Centrală implementăm acest proiect de educație civică și electorală. Iulia Spânu, directorul casei de biblioteci Corășănești, Mihai Dumnezeu Cinișchea. Vă rog, Iulia. Bună ziua, Hristos a învățat. De întrudnirile noastre, noi toți în viața aceasta dorim o viață mai bună, dar viața noastră contează în primul rând de noi să fim, să facem și să avem. Și viața noastră mai depinde și de puterile statului. Și cred că aceste puteri sunt urmate de puterea Domnului de sus și prima putere a statului este totuși puterea legislativă Parlamentului Republicii Moldova. A doua putere este puterea executivă Guvernul Republicii Moldova. A treia putere, puterea juridică, Curtea Constituțională și Curtea Supremă de Justiție. De toate aceste trei puteri depinde viața noastră, depinde fericirea noastră. Dar mai există în comunitate și o a patra putere, o putere care, despre care urmează să vorbim mai târziu. Dar deoarece prima putere este puterea legislativă, în această putere totuși contează cel mai mult democrație. Deci eu oferim cuvântul domnului Andrei Bargan. Mulțumesc frumos. Stimați colegi, să vă spun așa, pentru că deși, da, prezență. Suntem deseori implicați în aceste scrutine democratice și alegeri electorale. Deci, puterea Parlamentului Republicii Moldova, Republica este parlamentară. Ultimul cuvânt întotdeauna este după Parlament. Alegerile parlamentare vor avea loc în toamnă, așa se presupune, și vor fi pe o sistemă deosebită. Se numește sistemul electoral mixt. Acum s-a hotărât să margă pe altă cale votul mixt. Adică 50 de deputați, 50, o să îi alegem pe liste de partid. Asta înseamnă că noi vom primi la alegere două buletine. Unul partide, vreo 10-15. El trebuie 45, dar nu tot să se înainteze. Așa, mai scurt un buletin. Și celălalt cu independență. Și ăla, cred că poate să margă și mai lung sau depinde. Asta. Da. Și iată, vom vota pe sistemul mixt. Ce înseamnă sistemul mixt? Este o circunscripție națională, uninominală, deci acea pentru 50 de candidați, pentru 50 de deputați, asta e toată Moldova. Deci aici partidele înaintează. Vor fi aleși 50 de deputați, cum am ales până acum. Însă s-a decis de a da putere și șanse și persoanelor particulare, să spunem, candidaților independenți. Dacă știți istoria alegerii în Parlament de 91 încoace, niciun deputat, niciun candidat independent n-a ajuns în Parlament. Deci au avut și 2% și unul și ceva și așa, dar nu au reușit să cumuleze numărul necesar. Și atunci s-au gândit să propună și pe circunscripții electorale aparte candidați concreți. Dar luând în vedere că deci, doar 51 de deputați trebuie să aleși, s-a hotărât să facă alte circunscripții. Nu după cum merg pe Raiovania, ca să înțelegeți. Până acum se vorbea că Raionul Cinișlia să aleagă un deputat cu numele Ivanov, Ivan, Ivan, știu cum. Nu este așa, fiindcă deja circunscripția electorală care are influența asupra Cinișliei, deci este în jumătate, de la Gradești încolo, Gradești, Cotop, Gura Galbenii și toate celelalte localități, se duc cu Hânceștiu, cu Sărata Galbenă, deci este o
o circunscripție, jumătate din Traianul Hâcin, jumătate din Traianul Cimișlia. Cealaltă parte încoace de la Gratiște, Cimișlia, Curmigie și toți ceilalți, cu Basarabeasca. Deci, vrem, nu vrem, dădeam un Traianul Cimișlia împărțit în două părți la alegerile parlamentare. Deci, evident că pe o circunscripție va fi anumiți candidați, pe cealaltă alți candidați, și adică pe viitor interesele Raionului Cimișlia vor fi reprezentat de mai mulți deputați, de-a domnului aleși. Deci, și ne uităm încoace, deci pe acest placat, aici sunt numărul de circunscripții. 31 sunt deci, circunscripții pe țară, câte două sunt în deci, Transnistria, în Găgăuzia și în Bălți. Trei circunscripții sunt în diaspora, deci afară, și 11 sunt în Chișinău. Deci, vezi, Chișinău, iată cum am 11 deputați, deodată. Câte trei iau celelalte regiuni, Transnistria, Găgăuzia și Bălți. Toți mari. Și câte doi. Da. Și trei ia diaspora. Diaspora este împărțită, că cum știți, America și Canada, după ocean, o circunscripție. Una este în partea spre Europa, toate țările europene, și a doua este partea despre Rusia și ce mai sunt acolo, Kazahstan și alte țări terorizme. Cum o să fie, o să vedem, dar noi trebuie să cunoaștem acest lucru în privința acestor circunscripții, cum sunt ele repartizate. Aici este procentul care trebuie să fie ca să treacă. 6% la partide, da? Și 8% la blocuri electorale. Deci mai mult. Deci s-a discutat mult, știți că unii spuneau, hai să lăsăm 4%, să intre mai multe partide. Ăștia la putere au zis, nu, 6%, că dacă se intre, se intre masiv. Vom vedea ce o fie. Au fost cazuri când cei care au fost la guvernare, are Partidul Democrat Agrar, n-a trecut, sau Partidul chiar și Democrat. A fost cazul că n-au atins cele 4%. Deci este tot depinde cum va merge cu timpul. E mult sau puțin va arăta timpul. Și acum câteva cuvinte vreau să vă spun despre unele particularități. Votarea. Aici ați primit dumneavoastră fiecare acest ghid. Dacă nu primiți, vă rog, vă mai uitați. Aici e unul la dumneavoastră. Ai transmis ce din mare. Luați. Deci, aici sunt și multe întrebări. Este foarte important. Deci, când veniți la vot, știți de acum, la intrare sunt niște computere și vă caută dacă sunteți în listă. După ce spune, da, sunteți, puteți vota. Deci vă duceți la alfabetul acela care stau la Comisia Electorală și vă înmânează două buletine. Două buletine. Un buletin care pentru partide și un buletin pentru candidați independenți. Semnați că ați primit buletinele, arătați buletinul de identitatea dumneavoastră, vă puneți la închidă cei care v-au înmânat buletinele, intrați în secția de votare, singur, secret, ați votat, ați ieșit și cu asta s-a terminat procesul de vot. Sunt cazuri, da. Încă o dată. Da. Eu cu șoix, dacă am intrat cu două. Două. Și care pe liste, adică candidații pe liste partid și acei care independenți. Independent. Două buletine. Eu pe amândoi votez. Cu un două, între amândouă, sigur, adică unde o preferință aveți la proporțional, o preferință la uninominal. Sigur, deci vă dați două buletine. Să votați și că poți fi acolo Filipov, Ibe Sărapcă și lista de partid. Eu votez Filipov și pe Partidul Democrat. Da, cum doriți dumneavoastră. Pur și simplu, un vot aveți pe un buletin și un vot pe alt buletin. Ah. Un vot. Eu nu vă spărați, e o întrebare mea. Da, da, da. Foarte corect, cred că asta e ca în prima dată și poate să întâmple. Deci poate să mai întâmple și alte cazuri. Știți, cetățeanul n-are înscris la domiciliu pe buletin sau
alt probleme cu buletinul, ceva acolo e expirat sau ceva. Deci atunci Comisia Electorală, deci conscripția acolo va hotărî cum se procedeze, dar în lege este scris că cei care n-au reședință vin, iau doar un buletin. Dacă nu are reședință. Pentru el trebuie fi uninominal acolo unde sunt persoane concrete, el trebuie să voteze concret în localitatea, nu, concret în localitatea unde el trăiește, unde are domiciliul înscris. Eu nu pot, de exemplu, din Chișia, domiciliul meu, de exemplu, Alexandru cel Bun 29, să mă duc să votez în Grăgal. Nu pot, fiindcă acolo este altă circumscripție, și acolo, dar eu acolo pot să votez, de exemplu, dacă vreau, pot să votez pentru listă de partid. Adică îmi iau un buletin post în ei. Că la votul pentru lista de partid, aia este o circumscripție totală, toată Republica și dacă murești, ai votat la Doragana, tu ieși în sistemă și nu mai apare. Adică deodată se apare. Dacă mai vin să mai votez odată cu buletinul și ala, gata, ai votat odată. Deci, întrebări pot apărea mai multe, cu urma mobilă, tot vor fi pe la cetățeni, pe la pensionari, vor pleca acasă cei care mai bolnavi. Și noi o să încercăm cumva cu ajutorul dumneavoastră, dacă ne spuneți cineva ce ne trebuie, să ne ducem să vedem, să mai vedem ce mai facem omul și la acasă și să-i spunem că, iată, dacă va fi votarea, să știe cum se procedeze și dumnealui. Deci până atunci încă mai este mult timp, el probabil că va uita și noi îi vom mai aminti mai aproape de toamnă, nu numai noi, dar și cei care se vor ocupa cu electoratul. Noi nu suntem din partea mare niciun partid, este vorba de Comisia Electorală Centrală și am avut în cadrul proiectului nostru mai multe acțiuni și mai avem. Deci avem întâlniri, am avut persoanele eliberate înainte de detenție, circa 15 persoane de Raiul Cimiște, este biroul de probațiune, așa se numește. Deci aceste persoane tot au dreptul la vot. Ei sunt eliberați condiționat înainte de termen din pușcărie, din deci, locul de detenție. Și ei tot au dreptul să voteze, dar unii dintre ei au probleme cu buletinul, s-au întors la aici, de-am casă, e dărâmată, sau e vândută, sau s-au despărțit soția și a rămas el pe drum. Mai zic, multe probleme apar, nu am știut că pot apărea atâtea probleme. În vizorul nostru beneficiare proiectului sunt și petropensionarii, pentru că ei se pot că, într-un fel, sunt cei mai activi la lege. Dacă luăm statistica, tinerii numai 10% la pensionari, 45, 50 și chiar și mai mult. 70% de data ajung. Așa că ei sunt un exemplu pentru celelalte, pentru sociale, pentru tineri, pentru, eu știu, cei mai activi în alegerile. Dar și pentru votul lor să lupte mulți, să se întâlnească, să-i convingă, să-i promit ca să-i ajute și așa mai departe. Deci, mai avem în vizorul nostru și tinerii. Scuzați-mă, da? Încă o dată. Eu sunt la curent. Dacă e vorba pe listii partid, e scris acolo buletinul, partid democrat, liberal, etc. Da, da, da. Persoane care vor să înainteze, ca independente, a lor familia se află două, vă rog, o lună, două înainte, ori nu. Dacă de pildă vrea Dimitriu. Când nu. Rășo, Mișa Taran, Bio, să că e independent. Vasile Filipu, de acolo, văd, Marin din Vincești. Nu vă spără să sigur că sunt. A pe lista și eu văd, do tău ca, ori nu mă înțelege. Nu, do tău. Cum ai întrebat, așa să răspund. Deci, iată care e întrebarea. Nu, să măresc, domnul Făi. Că eu sunt pentru, aici e scris, pentru înainta, la candidat independent, poate fiecare din noi. E destul din circumscripția dată, dacă e vorba de Cimișlia, înseamnă că la grade știm cum așa și poate și să strângească, să strângeți 500 de semnături. Minim 500. Le-a strâns în susținerea dumneavoastră. Ați dat la Comisia de Circumscripție, vi le-a aprobat și vă dă un certificat că sunteți înregistrat ca candidat în adică eu, dacă vreau, trebuie să strâng 500. 500, da. Eu, Andreu, că Ivan... Da, singur strângeți sau vă ajută niște preși sau compartii. Așa. Nu. Și acum atenție. Da. Femeile au prioritate, fiindcă ele ia, strângă doar 250, în jumătate de semnături. Asta este făcut pentru ca femeile să nimerească mai mult în Parlament.
Și ar trebui să folosească. Cum? Egalitate. Și ea nu chiar egalitate, ci chiar ele au prioritate. Că egalitatea ar trebui să fie 500 de semnături și femeile și 500 și bărbații. Dar la femei s-a hotărât prin legislativ să le permită 250 de semnături să adune. Așa că dacă în dumneavoastră sau colegii dumneavoastră sunt că ar putea strânge, ce să nu vă înainte? Da. În afară de aceasta, vreau să vă spunem, este foarte interesant cu aceste alegeri, fiindcă nu vor fi repetate. Vă lămuresc. Dacă, de exemplu, în circunscriția Cimișlia, s-a înaintat Topșoi și doamna Tamara Costolati. Așa, s-au înaintat, acum ascultați-l cu acea. Vine, ei, las și Iulia spune, las. Trei. Și la alegeri au ieșit 100 de oameni din Cimișlia, fiindcă restul nu au vrut, au zis că nu mai ieșim la vot, tot e așa cum ați vrei. Și dintr-o 100 de oameni, Popșoi e, de exemplu, 30, Postolachii e 20 și Iulia e 50. Votul. Votul. Și gata, e deja deputat în Parlament cu 50 de voturi. Fiindcă... Vă felicităm. Da, fiindcă nu este stipulat câte voturi și procent. Doar cel care a luat cel mai multe voturi. Și poate fi așa, doi candidați, independenți, unul a luat 501, dar unul a luat 503. Și așa cu 503 trece deputat, 501 nu trece. Dacă înainte era posibilitatea de a se unii între ei după primul tur, spunea Iulia, Iunescu, Costolachi, sunteți femei și 50 plus ăsta, 20, 80, îl băteți pe... Așa e bătut deodată, nu mai e nevoie de turul 2, de unire, și așa mai departe. Deci, iată, eu am lămurit așa de scurt despre aceste lucruri. În aceste broșuri găsiți tot ce este scris aici. Și vreau să vă spun că, în principiu, dacă sunt întrebări, vă rog să adresați. Dacă nu sunt întrebări, dat fiind faptul că eu când am scris asta, eu scris că, domnul Andrei, Matale, cum ai să vorbești cu pensionarii, cu persoanele astea? Zic că simplu așa cum vorbesc noastră. Da, dar noi vrem ceva nou. Zic, e ceva nou, zic, ascântăm un cântic și pe urmă, dacă aș fi întrebări, iar îți dăm întrebări. O să o, încă nimeni nu a făcut cânti seminare. Deci, pentru asta, eu aș propune ca ansamblul Cimișlianca, ad hoc, fără pregătire, să facem acum un cântic și după asta întrebări și răspunsul. Să trăiți
Să-i